Să fie Domnul că suntem iertați. surori, poate nu realizăm și ne-am învățat să venim la casa Domnului, să auzim predici, să auzim cântări, și ne-am învățat cu adunarea și poate cu cina Domnului, și nu realizăm ce mare har avem. Și aș vrea să realizăm în seara aceasta că iertarea a venit de la Domnul și pedeapsa care o meritam noi, a suferit-o el, de aceea putem să spunem, lăudat să fie Domnul. Vă aduc salutări sfinte și din Detroit, și din Gold Coast, din multe locuri, mulți frați care știau că voi fi în Australia, mă întrebau dacă voi fi la Perth, nu mai e. rețin exact, dar au câteva nume mi s-au dat, dar în orice caz, Mulțumesc Domnului că ne-a ajutat să fim din nou împreună cu dumneavoastră, cu ocazia unei căsătorii, unei fete care din adunarea la noi s-a căsătorit la... în zona Gold Coast, acolo la Brisbane. Așa am ajuns să vin în Australia și am zis, dacă tot vin, mă duc să văd și pe frații de la Pert. Și prin harul Domnului suntem aici și spunem, lăudați să fie Domnul! Noi ne-am învățat cu casa Domnului. Ne-am învățat să venim la un program, să venim la o cină și uneori nu realizăm cât har ne-a dat Dumnezeu. Țările acestea care cât de cât cred în sărbătoarea aceasta, în, în, Domnului, în moartea și în vierea Domnului Iisus Hristos, dau câteva zile de liber, la copii le dă vacanță și avem un mare har. Nu ne adunăm prin păduri, nu ne adunăm prin catacombe, nu ne adunăm în postiuri, nu suntem aici cu frica că va intra peste noi armata sau poliția. Și aș vrea ca în seara aceasta, la această cină fiecare, să ne cercetăm cum stăm înaintea Domnului. Aici nu este doar o bucățică de pâine și o gură de mus sau vin. Am umblat foarte mult în ultimul timp și am văzut starea aceasta de obișnuință. Și-a pus Domnul o întrebare, o întrebare valabilă și pentru cei de la Pert. Când a fost ultima dată când ai vărsat lacrimi de mulțumire? Nu cuvinte de mulțumire. Noi avem cuvinte frumoase de mulțumire, cântări care le cântăm, îți mulțumim, îți mulțumim că Tu ne dai și noi primim. Și atât de frumos în casa Domnului venim și îți spunem, îți mulțumim că ne-ai ocrotit, că ne-ai binecuvântat, că ne dai viață. Dar întrebarea Domnului și pentru cei prezenți în casa Domnului în seara aceasta, în adonarea Domnului la Pert, când ai văsat ultima dată lacrimi de mulțumire? Să stai să te gândești adânc ce motive de mulțumire ai. În afară de faptul că trăiți într-o țară liberă, Că aveți un confort mai bun ca mulți din România sau din Africa sau din alte părți. În afară de faptul că suntem în libertate și în pace. Când am vărsat o lacrimă de mulțumire că Domnul a murit pentru noi. Și Duhul Domnului mergea mai departe. Când am vărsat o lacrimă de bucurie. De bucuria prezenței Domnului. De bucuria faptului că Domnul ne-a mântuit, că ne-a scris numele în Cartea Vieții. Doamne, ajută-ne să ne cercetăm. Domnul mergea mai departe. Noi venim la adunare, la casa Domnului și în mod special la cina Domnului, venim și spunem, ne pare rău, Doamne, dacă suntem greșiți, iartă-ne. Și avem încredințarea aceasta că sângele Lui ne curățește de orice păcat. Și încă are valabilitate după peste 2000 de ani, prin jertfa Domnului Isus Hristos, încă mai avem, iertare slăvit să fie Domnul. Dar întreba Domnul, când? În căința noastră am vărsat și o lacrim de căință. În părerea noastră de rău, a existat și o lacrimă? A existat, într-adevăr o coborâre în noi înșine, fără să ne uităm la unul sau la altul, fără să ne comparăm cu unul sau cu altul, ci să ne uităm în noi înșine și în fața Cuvântului Lui Dumnezeu, în fața jertfei Domnului, să vărsăm o lacrimă de căință. Frați și surori, eu aș vrea să vestesc doar Cuvântul Domnului. Pentru că trăim vremea când în anul acesta vestea Duhul Sfânt încă de anul trecut. Este un an care este un an de încercare, un an de pregătire, un an când Dumnezeu a pus un hotar și de la acest hotar nu știu când va fi. Dar în anul acesta se va întâmpla ceva. Și spunea Domnul, este țărușul încercării. În anul acesta ne va fi încercată credința și în anul acesta și voi de la Perci, și noi din Detroit și toți ceilalți din alte părți vom trece pe la cântar. În seara aceasta avem prilejul să ne cântărim noi pe noi înșine. Ce înseamnă cina Domnului de fapt? Exact ceea ce spunea Apostolul Pavel celor din Corint și este valabil și pentru noi. Chiar dacă am mai auzit cuvântul Domnului, chiar dacă am mai auzit predici frumoase, Apostolul Pavel spunea, mie nu mi-este greu și vă voi este de folos. Chiar dacă ați auzit predici deosebite din textul acesta, în seara aceasta, cuvântul Domnului, Prilejul de a sta la masă cu Domnul este un mare hatăr și trebuie în mod deosebit să ne cercetăm ca niciodată, pentru că nu știi dacă nu cumva poate noaptea aceasta, poate mâine, poate duminică, poate săptămâna următoare vei fi pus sau voi fi pus la cântar. Și cina Domnului, în primul rând, este un prilej de a ne cerceta, dar cercetarea noastră să nu fie de suprafață. Vrea Domnul în vremea de acum să ne cercetăm în adâncime. Vrea Domnul să ne uităm în viața noastră, măcar la cina Domnului. Și spunea Apostolul Pavel celor din Corint, în a doua epistol capitolul 13, versetul 5, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Trăim vremea când sunt făcute diferite comparații. Și ne uităm și spunem, noi pentecostali, ei baptiști, ei creștini, noi de aici, ei de acolo, familia mea, familia celorlalt. Și Domnul în ziua aceasta, în seara aceasta, vrea să spună, uită-te în viața ta, dacă ești în credință. Și dacă în noaptea aceasta se va auzi strigarea, foarte mulți când aud că s-ar putea să pleci la Domnul, se uită și se văd tari și sănătoși, și-aș vrea să vă spun că Dumnezeu în anul 2024 a început să zguduie. La noi în biserică, în timp ce a fost plecat un bărbat tânăr de 42 de ani, a plecat la Domnul. Poate ați auzit în România, doi frați în zona Bistița au plecat la Domnul. Și Dumnezeu spunea la începutul anului, în anul acesta, voi pune și pământul și voi pune și pământenii, dar voi pune și poporul meu la cântar. Și fiecare vom fi cântăriți. Fiecare vom fi trecuți pe la ciur, poate. Și în seara aceasta avem prilejul mai mult ca niciodată, mai mult ca la altă cină, mai mult ca la cina din februarie, mai mult ca la cina din ianuarie. Mai mult ca niciodată. Ți-a dat și ne-a dat Dumnezeu harul să fim în a treia lună. Să fim la cina Domnului, la sărbătoarea aceasta, ne amintim de moartea și învierea Domnului. Avem harul să fim să stăm la masă cu Domnul. Și Domnul nu vrea să fim din obișnuință cei ce întindem mâna și plecăm acasă. Pentru că ne băga, dacă nu luăm în nebăgare de seamă, s-ar putea să ne mâncăm și să bem o sânda noastră. Doamne ajută-ne să ne cercetăm. Îmi place atât de mult a spusă de însăși Domnul Isus, acea pilda fariseului și a vameșului. Și de multe ori nu vă supărați, suntem vameși, suntem farisei. Ar trebui să fim stare, nu, 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 starea vameșului, de, de, păcat. Starea aia de smerenie, de omilință. Vameșul care nu avea curaj să judice nici ochii în sus. Se uita la el. Și atâta rugăciune avea, ai milă de mine, păcătosul. Și spunea Duhul Sfânt aseară într-o adunare în Brisbane. Nu mă înșeală cuvintele frumoase. Nu mă îndublecă mulțimea cuvintelor. Nici mulțimea celor ce mă cheamă ci omul care se smerește și vine în sinceritate. În seara aceasta și eu și dumneavoastră avem prilejul să vedem cum a venit la cina Domnului. Cum ești aici? Să te vadă frații? Să mă vadă frații? Cum sunt aici? Am de aceasta că Domnul îmi dă iertare dacă mă căiesc, dacă mă cercetez sincer. Dar dacă suntem ca vameșul care stă în picioare și se uita și la unul, și la altul, și la altul, și la altul, și în sfârșit o zici, nici măcar ca vameșul ăsta. Frașilor, chiar dacă par cuvinte dure, aș vrea să vă spun, sunt cuvintele Domnului. Domnul în bunătate vrea în seara aceasta să spună, cercetează-te mai adânc niciodată. Și dacă găsești ceva în tine, spune Domnului să lase iertare și Domnul este cel ce dă iertarea. Prilejul acesta de a fi la cinea Domnului, prilej de cercetare personală, ce prilej mai avem când suntem la cina Domnului? Avem prilejul să ne cercetăm. Ce relații avem cu semenii din biserică? Ce relație ai cu frații? Ce relație ai cu cei din afară? Dar mai ales cu cei din casa Domnului, aici unde toți formăm trupul lui Hristos. Și să fii în casa Domnului și să nu poți să iei cina? Sau unii care nici nu vin că nu poți să ia cina cu cutare sau cu cutare? Cina Domnului este o lucrare care se face personală. Dar în același timp ne verificăm ce relație avem cu cei care sunt parte din trupul Hristos, ce relație avem cu cei care întind mâna și mănâncă ca și mine din Hristos și bea ca și mine din Hristos. Aș vrea ca în seara aceasta să ne verificăm relația pe verticală, dar în același timp să ne verificăm relația pe orizontală. Există o vorbă care avem noi românii. N-am nimic cu el. E o vorbă care se folosește des. N-am nimic cu el. Și este un adevăr. Un adevăr, un adevăr trist. N-avem nici dragoste și nu avem nici, nu suntem nici în clocuri, nici reci. Suntem căldicei. Și Domnul în seara aceasta vrea să ne verificăm relația noastră cu biserica. Relația cu slujitori, relația cu, poate cel mai neînsemnat membru din biserica asta. Pentru că în felul acesta, făcând lucrul acesta, voi putea și vei putea să întinzi mâna prin credință și fără să fii învinuit. Spunea Duhul Domnului căci în vremea de acum și mai ales în anul acesta, vrășmașul este pe urmele noastre. Părâșul nostru este pe urmele noastre. Să strângă învinuiri! Și el are răbdare să strângă învinuiri chiar și în casa lui Dumnezeu. Chiar de rugăciunile noastre. Și de multe ori auzeam pe Duhul Domnului spunând cum vrășmașul ne învinuiește. Noi suntem binecuvântați și noi nu-i dăm slava cuvenită Domnului. Noi suntem ocrotiți și noi dăm mulțumirea cuvinită Domnului. Noi să trăim în berșug și de multe ori inima noastră este închisă față de Domnul. De aceea aș vrea ca în seara aceasta stând înaintea Domnului avem prilejul să ne amintim, sângele Domnului Iisus Hristos încă are puterea curățirii. Întinzând mâna, întinzând mâna și mâncând și bând din Domnul, frați și surori, mâncăm și bem, ori avem viață, ori o sândă. Și cuvântul Domnului este foarte clar, pentru că spunea Apostolul Pavel, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, și bolnav și nu puțin dorm. De ce? Pentru că uităm că suntem întrecători. Pentru că prezența la cina Domnului și lucrarea aceasta este un motiv și un, un prilej de a ne aduce aminte că suntem trecători. S-ar putea să fie ultima cină. S-ar putea să nu mai prinzi cina viitoare. Chiar dacă ai 20 de ani și ești tare, chiar dacă ai 40 de ani și ai certificat de sănătate, când Dumnezeu își întinde mâna, este viață. Și când Dumnezeu își trage mâna, nu mai este viață. De aceea, prilejul care încă îl mai avem în seara aceasta este să ne aducem aminte că suntem trecători. Pentru că aveți garanția că veți ajunge la cina viitoare? Are cineva de aici garanția că 100% la cina viitoare va fi prezent aici? Nu. Noi spunem prin îndurarea Domnului. Da, îndurarea Domnului este mare. Dar în seara aceasta, Biserica Domnului din Perth. Domnul este prezent aici și vrea o cercetare mai adâncă. Domnul este prezent aici și vrea să ne aducem aminte ceva despre care noi cântăm. În cântările noastre cântăm că vine Isus, că într-o zi vom fi cu El în slavă. Predicăm. Vorbim între noi uneori. Se amintește. Când ne rugăm, în rugăciunile noastre ne amintim că Domnul va reveni. Dar uneori, chiar prezența la cina Domnului lasă de dorit. Chiar alergarea noastră în afara casei Domnului lasă de dorit. Și de multe ori trăim ca niște oameni care credem că suntem stăpâni pe viața noastră. Și de fapt, stăpân este Dumnezeu. Și uităm că s-ar putea venirea Domnului să se petreacă și s-ar putea să vină moartea, să ar putea să fie răpirea. Nimeni nu știe, numai tatăl. Ce îl oprește pe tatăl? De multe ori am spus lucrul acesta. Dă Dumnezeu să o căteală cuiva? Poate să-i spună, du-te și ia-ți Și întrebarea este dacă va fi răpirea în noaptea aceasta. Noi cântăm o cântare, tu ești aproape? Poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina împătată nu mi-e curată. Ce fac eu dacă vii? Credeți lucrul acesta, frate și surori? Am intrat și voi din Australia, și noi din America, și cei din Europa, am intrat într-o stare așa de lâncezeală. Și ne uităm în jurul nostru, auzim pe Duhul Sfânt vorbind, auzim predicile și sunt frumoase, sunt aplauze pe internet, pe altă parte sunt comentarii și, și bat pe altă parte sunt, da, ce frumoasă predică. Dar, întrebarea este, credem noi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Credem noi că Isus s-ar putea să vină în noaptea aceasta? Credem că plecarea noastră s-ar putea să se petreacă oricând în noaptea aceasta sau mâine sau poimâine? Domnul va pune cântarul. Dar până va pune cântarul, ne mai dă prilejul să ne verificăm. La cine aceasta avem prilejul să ne verificăm. Avem prilejul să ne uităm dacă suntem în unitatea bisericii. Ce facem? Suntem parte din trupul lui Hristos. Noi spunem și credem că Domnul nu are șomeri, nu are spectator. Oricare de aici are ceva de făcut în trupul lui Hristos. Unii cântă, alții predică, alții sugesc într-un fel sau altul. Și îmi place de multe ori să amintesc acea deviză care am avut-o când am început să merg în Africa. Suntem chemați să mergem sau să dăm. Și am spus întotdeauna, nu toți pot să meargă. Nu toți pot să meargă în Africa, nu toți pot să meargă în misiuni în România, în Moldova sau în alte părți, sau în Thailanda sau unde se mai merge. Nu toți. Nu toți pot să dea. Nu toți pot să dea. Dar aș vrea să vă spun ceva. Putem face un lucru toți. Putem să ne rugăm. Știți ce trist este că rugăciunile noastre au început să se stingă? Rugăciuni de două, trei minute. Rugăciuni pentru caos de două, trei minute și ne întrebăm de ce Dumnezeu nu vindecă. Rugăciuni la cină de două, trei minute. Când trebuie să ne plecăm și să spunem Domnului să ne ierte și să ne învrednicească, să mâncăm și să bem din el. Rugăciuni scurte. Și vrem, și avem pretenții de la Dumnezeu să lucreze mult, avem pretenții de la Dumnezeu să lucreze atunci când vrem noi, când avem noi nevoie și de multe ori când suntem mustrați în loc să ne pătrundă cuvântul Domnului în inimă, ne taie pe inimă. Și se simte și se vede. Și unii nu le convine anumite predici frași și surori. Haideți să ne placă mustrarea Domnului. Haideți să ne placă cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că vine un moment când Domnul ne pune pe cântar. Vă spuneam anul trecut când Dumnezeu ne-a îngăduit și a trecut cu soția mea care a fost bolnavă de cancer. Și în mare lui Har, în mare îndurare, Anul trecut, în luna ianuarie, Dumnezeu a vindecat-o și este încă vindecată și astăzi. În luna decembrie, anul trecut, a avut din nou niște analize, era niște păreri, niște temeri, dar Dumnezeu, în marea Lui Bunătate, a demonstrat că El când vindecă, rămâne vindecare, slăvit să fie numele Domnului. Dar în vorbea Duhul Domnului că va trebui să trec din nou printr-o vale, la o cântărire. Și încă sunt la cântar. Și vorbesc uneori despre lucrul acesta, că vine Domnul și nu te anunță. Și văd de multe ori zâmbete disprețuitoare. Simt de multe ori în Duhul meu oameni care spune, ce vorbește omul ăsta? Frați și sorori care suntem în casa lui Dumnezeu, în ziua aceasta suntem la cina Domnului. Suntem aici să ne aducem aminte că Domnul nostru a murit pentru noi. Suntem aici să mâncăm și să bem din El ca să avem vindecare, să avem viață. În ziua aceasta, avem prilejul să ne cântărim fiecare în parte. În ziua aceasta avem prilejul să nu ne uităm la altul, să nu uităm la felul în care se va servi cina Domnului, să te uiți în -untru tău, să faci ceea ce a făcut vameșul, să nu-ți ridici privirea în sus, să nu te uiți în stânga, să nu te uiți în dreapta, să te uiți în tine însuți, să mă uit în mine în și să spun ca și vameșul, ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de mine că nu mai am pace uneori. Ai milă de mine că arăt că am bucurie, dar nu o am. Ai milă de mine că îți mulțumesc de pe buze, dar nu-ți mulțumesc, sunt nemulțumit. Mă duc nemulțumit în geaburi, omul nemulțumit pe drumuri. Sunt nemulțumit în mijlocul oamenilor, vin nemulțumit la adunare. Ai milă de mine că am îndoială, că n-am putere în rugăciune. Și fiecare, dacă ne vom pleca în noi înșine, frași și surori, Domnul poate să facă o lucrare deosebită. Mi-aduc aminte de cine când eram copil și nu numai. Când frații începeau rugăciunea și dura zeci de minute rugăciunea și părtășia în prezența Domnului. Aș vrea să vă întreb, s-a schimbat Domnul? Nu s-a schimbat Domnul. Dar Domnul are directive precise. Spune cuvântul Domnului în Luca acolo, 22, Domnul le-a dat directive precise ucenicilor. Duceți-vă și pregătiți în Paștele. Și i-au întrebat, unde să pregătim? El a răspuns. Și le a spus exact. Și așa cum Domnul le-a spus, așa s-a împlinit. Dar ei au făcut exact ce le-a spus Domnul. În seara aceasta, suntem aici să ne aducem aminte că Domnul a murit pentru noi. Dar suntem aici să ne aducem aminte că într-o zi va fi nunta mielului. Cina aceasta poate fi o cină deosebită. Poate fi o cină în care nu va fi nevoie de ungere cu un delem. Poate va fi o cină în care să poți să simți cu adevărat iertarea Domnului. Poate va fi o cină când, într-adevăr, să simți că trupul și sângele Domnului, care tu și eu întindem mâna, are puterea vindecării. Asta spunea soția mea. Era, poate, unii n-au auzit. Era în România, într-o biserică mică, la țară. Nu erau lucrători mulți acolo. Și acolo a vorbit Duhul Domnului și a spus, întinde mâna, că și trupul și sângele meu este ceea ce omoară cancerul. Trupul și sângele Domnului are putere asupra oricărei boli. Trupul și sângele Domnului are putere să spele orice păcat. Trupul și sângele Domnului are putere să dea bucurie și pace. Trupul și sângele Domnului are putere să aducă înviorare și înnădejde. Dar întrebarea este, cum ai venit tu la cina Domnului? Cum stai? Te uiți la felul în care este și cine este, care, cine, cine slujește? Aș vrea să spun. Mi-aduc aminte de un frate, fratele Tiniuc, Gheorghe, care a fost închis pentru că a spus o vorbă în anii 50 că colectivul este fiara. Și cineva l-a și a fost închis și nu știa nimeni unde este ascuns. Era într-o închisoare în Rahava, pe lângă București. Și povestea el, luam cina cu pâine și cu apă. Și la un moment dat, gardienii au văzut că fac o lucrare religioasă. Și au hotărât și mi-au luat și pâinea și apa. Și spus, am luat cina cu nimic. Luam cina în fiecare zi. Și spuneam, mănânc din trupul tău și beau din sângele tău ca să tu să-mi dai înțelepciune, ca să nu îmi pierd mințile, ca tu să lucrezi, ca tu să mă înviorez, ca tu să mă... Și spunea el, simțeam că Domnul este prezent în celula mea. Credeți că Domnul este prezent aici? Ce te împiedică? Ce te împiedică în seara aceasta să fie o cină care să-ți aduce aminte, să-ți aduce aminte, da, au fost o cină deosebită. Care este piedica care stă în calea bucuriei, care stă în calea iertării, care stă în calea vindecării? În primul și în primul rând, cercetarea proprie. Apoi, să ne verificăm relația cu cei din jurul nostru. Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ce poate să fie o pedică? Neiertarea. Să porți în inima ta neiertarea. Și aici mi-a zis Duhul Domnului. Sunt oameni care au neiertare în inimă. Și vă spun din partea lui Dumnezeu în seara aceasta, dacă vreți să fiți iertați, dați iertare. Dacă vreți să fiți iertați, dați iertare nu de pe buze, nu de pe buze, din adâncul inimii și atunci veți simți iertarea Domnului Isus Hristos. Ce ne poate împiedica? Îndoiala, obișnuința, faptul că avem o formă de închinare, faptul că ne-am învățat să fim la cina Domnului, faptul că ne-am învățat că suntem membri în Biserica Domnului. Și în seara aceasta. Aș vrea ca Dumnezeu să ne cerceteze și să ne lăsăm cercetați. Pentru că noi așteptăm să fie o predică frumoasă și eu n-am să vă spun cuvinte deosebite, dar aș vrea să vă spun, Domnul este prezent aici. Și știți ce a venit, cu ce a venit Domnul? A venit cu un burduf. A venit cu un burduf și a zis, aștept de la unii să verse lacrimile de mulțumire. Aștept de la alții să văd că au bucurie, să ai bucuria celui mântuit, să ai bucuria că ești sub ocrotirea lui Dumnezeu, să ai bucuria că ai și ești binecuvântat tu și casa ta. Și Domnul așteaptă să poți să vezi acele lacrimi de bucurie. Domnul e prezent aici și așteaptă pentru cei ce într-adevăr vin cu căință să fie și lacrimi de căință. Și aș vrea să vă spun că Domnul a început să strângă. Dar Domnul așteaptă. Și dacă nu, își va găsi ceea ce așteaptă și dorește. Vreau să spun ceva, nu ca o amenințare. Domnul nu ne amenință. Domnul doar ne sfătuiește. Din momente când dacă nu vărsăm lacrimile de căință, vărsăm lacrimile de păreri de rău. Dacă nu vărsăm lacrimile de, nemul, de mulțumire, vărsăm lacrimile de dezamăgire, de durere. Dacă nu vărsăm lacrimile de bucurie, o să vărsăm lacrimile de jale și de durere. Nu de mult în adunarea noastră, două sunt o vestit cam aceleași lucruri. Și oamenii au avut planurile lor. Aș vrea ca în seara aceasta, mai mult decât am spus eu, mai mult decât am putut să spun eu în cuvintele mele puține, să vorbească Duhului Dumnezeu. A vrea să stăm înaintea Domnului și fiecare să cercetăm în rugăciunea care cred că se va face. Să ne cercetăm în mod sincer, noi pe noi înșine. Intervine rușinea. Cum să mă ridic eu în picioare și să mă duc să cer iertare? Intervine împietrirea. Intervine eul. Intervin multe alte stări în inima noastră. Și dacă noi spunem că iubim pe Domnul, nu putem să nu iubim pe frații noștri. Nu putem. Nimeni n-a murit pentru noi. Nimeni, numai Domnul Isus Hristos. Și noi nu putem să luăm șansa iertării la nimeni. Cel ce dă sentința este însuși Domnul Isus Hristos. Dar aș vrea să vă aduc aminte, cina Domnului este un prilej de a ne cântări, dar este și un prilej de a fi judecați. Dacă nu ne cântărim noi, există un sol al Domnului prezent aici, nevăzut de nimeni. Așa cum noi ne ducem și ne pontăm la oameni când lucrăm la, la, la întreprinderile lor. Există un înger a Domnului care este prezent ori de câte ori poporul Domnului este prezent aici. Și scrie mai mult decât văd eu de aici, din față. El scrie gândurile care sunt în mintea fiecăruia. El scrie starea inimii care o vede la fiecare în parte. El aude cuvintele care le spunem în rugăciune. Și aș vrea ca în seara aceasta, în Biserica Domnului din Perd, Domnul să lase iertare. În Biserica Domnului din Perd, Domnul să lase înviorare. Pentru că nu știm ce vremuri ne așteaptă. Nici dumneavoastră, nici noi. Frații din America au început într-o vreme acum să se roage iar pentru Trump. Iar îl vor președinte pe Trump. Și eu le-am spus ca și data trecută. Așa am spus și în 2020 și așa spun și astăzi. Dacă vrea Dumnezeu, poate va ieși. Dar ce contează un om dacă nu este Dumnezeu care dă o crotire? am întrebat pe cineva, cu ce s o mers greu în, în ăștia patru ani de cât a fost Biden președinte? N-am fost bătuți, n-am fost bajocoriți, n-am fost asupriți. Am lucrat, am făcut bani, omers economia, casele au urcat. Conturile la bancă au crescut. Domnul Sandura de noi. Noi suntem chemați să ne aducem aminte ce cuvinte a spus Domnul Iisus ucenicilor valabile și pentru noi astăzi. N-aveți voi treabă de vrem și soroace. Nu-i treaba noastră. El, dacă credem că Dumnezeu este suveran, El pune împărații, El de jos împărați. Nu-i treaba noastră. Știți care este treaba noastră? Treaba ta este să vezi tu și casa ta ce faci. Treaba ta este să te gândești de te va pune Domnul la cântare în noaptea aceasta. Dacă Domnul te va îngădui la ciur în noaptea aceasta, ce va fi cu tine? Treaba mea este același lucru. Dacă voi fi cântărit, dacă mă va pune la ciur, eu îmi cunosc starea, îmi cunosc slăbiciune și striga Duhului Dumnezeu dacă aș îngădui pe unii să fie cântăriți de vrășmașul. Și aș vrea să spun vrășmașul cere pe mult și pe minim o la cerne și pe dumneavoastră, pe mulți dintre dumneavoastră și Domnul nu ne-a lăsat. Știți de ce? Pentru că dacă ne-ar lăsat, Domnul să ne cearnă vrășmașul, El ne-ar nimici. Nu s-ar alege nimic de noi. Dar în îndurarea Lui Domnul ne protejează, slăvit să fie Domnul. Frumos a arătat Domnul și a zis, voi îngădui să vină ciurul peste poporul meu. Dar când vine ciurul Domnului, Domnul nu ne îngăde să fim cântăriți sau să fim cernuți, ca să ne nimicească, nu. Și ce face Domnul? Ne scutură praful. Ne scutură praful. Ne scutură ce s-au agățat de veșmintele noastre, lucrurile astea trecătoare. Ne desface, ne, des, de, ne, ne desparte de pământul acesta și ne face să ne apropiem mai mult de cer. Am vrea în seara aceasta să stăm înaintea Domnului la cina aceasta mai mult decât orice alt cuvânt. Vrem să fie Duhul Sfânt care să ne cerceteze. Și aș vrea să vă spun încă o dată. În seara aceasta, Domnul a venit cu un burduf. Burduful acesta stă în seara aceasta aici. Poate va sta și mâine seară, poate va sta și duminică, poate va sta și luni, nu știu încă. Dar au zis, Domnul, burduful acesta este pus în adunarea Domnului din Pert. Ce va fi în dreptul tău? Va găsi, Domnul, o lacrimă de mulțumire? Doamne ajută-ne să o avem. Vei putea să vezi o lacrimă de bucurie? Doamne ajută-ne să o avem. Va găsi Domnul o lacrimă de căință? Avem de ce să ne căim. Doamne ajută-ne să o avem. Pentru că dacă nu, s-ar putea să vină o zi când să plângi lângă un secriu, când să plângi pe holul unui spital, când să plângi de durere, când să plângi cu părere de rău. Și atunci s-ar putea să scrie prea târziu. Astăzi este o zi de binecuvântare. Astăzi este o zi de îndurare. Aș vrea să rămână îndurarea Domnului peste adonarea Domnului. Și atunci când vom întinde mâna, nu uitați, fratele Dumitru și ceilalți frați slujitori nu vă cunosc. Poate în parte știu unele lucruri, că ne cunoaștem ca oameni. Cel ce cunoaște între totul este Domnul Isus Hristos. Vrem să întindem mâna și să avem viață. Și în seara aceasta Domnul să lase vindecare peste poporul Domnului Amin.